Un copil a fost adus pe lume în urma unei relații dintre doi pacienți internați într-un centru de neuropsihiatrie din Urlați. Chiar dacă legea prevede ca unitatea să aibă și cameră pentru intimități, relațiile între pacienți trebuie atent supravegheate. Personalul medical a motivat faptul că sarcina a fost observată târziu, spunând că femeia era mai plinuță. Ea fiind supraponderală, s-a aflat de sarcină în jurul la 4 luni, s-au făcut demersurile necesare cu medic de specialitate, recomandările de întrerupere a sarcinii, dar nu a mai fost posibil. Proaspăta mama are 39 de ani și a ajuns la centru în 1992, diagnosticată cu autism și encefalopatie. În evidența unității apărea că a nefiind activă sexual, drept pentru care nimeni nu a crezut că ar putea fi însărcinată. Copilul va fi dat acum în plasament. Se fac investigații și se derulează o cercetare disciplinară pentru a stabili de ce s-a ajuns în această situație. Practic, în jurul, când avea copilul aproximativ 6 luni, s-a descoperit sarcina. Copilul a fost adus pe lume la maternitatea din Ploiești. Copilul s-a născut cu bine, acum are 3,1 kg și urmează să fie parcurse etapele legale pentru viitor. Deci nu se știe deocamdată. Nu avem de unde să știm evoluția. Noi putem să spunem la momentul actual că s-a adaptat bine. Este un nou născut la termen. Specialiștii spun că un copil provenit dintr-un cuplu cu probleme psihice are șanse mari să sufere la rândul lui de astfel de afecțiuni.